Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Scarlet Nexus. Mai bun, am văzut că v-a plăcut ultimul video și chiar mă bucur că vă place jocul ăsta. Și am zis, bă, hai să mai facem un video și chiar cred că o să facem și serie de acum. De data ce suntem la al treilea video, deja nu mai putem să baituim lumea. De acum trebuie să facem serie cu el. Văd că am ajuns într-o arenă destul de mare și 100% cred că aici s-ar putea să urmeze vreo mare bătaie. Așa că hai să nu mai pierdem timpul și să vedem care e schema. Yuito's team is the first to the objective. Ah, normal, noi suntem primii. Suntem prea pricepuți. Hey. Oh. Uh-oh. Ceva nu e bine. Did you hear something? Nu. Good instincts, Yuito. Sau? Getting other readings nearby. No. Wait. Oh. This is a major runner. Captain, Sugumi, a major runner appeared at the objective. Să înseamnă că mai șmecher sau ceva. Oh shit, ăsta e periculos și rău de tot. Oh, să murim. E ok. What the fuck, ăsta e boss fight, cred că. I guess we've got no choice. Hanabi, let's go! Alright. Scoate bastonul, femeie, și hai să-i dăm bătaie. Jesus. Asta arată interesant. Nu a arcat un bolovanos de ăsta acolo. Parakinetics. Dude, încerc să... Oh my god, stai, ce? Au, ce vrea să dăm jos, ăla de aici? Stai, nu văd. A, nu pot să-i trăznesc chestia aia în cap. E precise timing. Oh, trebuie precise timing, am înțeles. Ok, am aruncat chestii în el ca să ne asigurăm totuși că... Fuck, stai, nu trebuie să aduc cumva sub chestia asta de aici? Hai urățenii. Hai urățenii. Hai, mă, urățenii. Dude, nu vrea ăsta să vină aici, sincer. Nu mai așa, vino mai așa atunci. Mai așa, mai. Ah, aproape că s-a ucis, si? Făcuse un semn, e mai așa. Ia vină un pa. Ah, fuck, m-a lovit. Amă. Dude, nu vrea să vină. Dă-mi niște damage de ăsta așa normal. Acum! Stai! Aaa, trebuie să-l fac să sară pe tine. Vino un coace. Oh god, stai că dă ceva damage. Mă, și cu gelul ăla. Vai de capul meu, dar stai că n-ai animation canceling de la gen să poți să dai rapid. Ah, fuck, stai că m-a rezolvat. Ia vino, mă. Hai da. Hai că dă cu foc acum să fie treabă. Dar ce damage find acum cu focul ăla. La la. Vreau să o omor de aici. Stai așa. Îmi place muzica. Cum a stat alea că s-a omorât și muzica. Boom. Mă, vii. Nu vrea să vină. Trebuie să-i dau un chestia aia de pe cap, știi? Cred că aici trebuie să-l fac să vină puțin. Amă. Și... Nice. O, tași, mă, că-l rupem lejer pe ăsta. Îi dăm lejerea niște băstâși de ăsta, nu știi cum îl cheamă, săracul.
Îi dăm și o bancă acum să stea jos. Dude, am dat dodge literalmente în secunda în care a sărit pe mine. Cum vine asta? Oh god, are 3 acum. Hai încoace, urătanie, te să aduc o dacă mai așa. Nu vrea să vină. Ok, vrea să scui pe chestii după mine. Ok, trebuie să-mi calculez o leacă mai ușor atacurile, pentru că literalmente asta mă costă deja. Dar cred că îl putem bate de acum. Nu trebuie să mai mă chinuiști cu chestia aia. Adică nu e absolut necesar să distrugem folosind prostiile. Oh, shit. Dude, aș putea să nu mai fiu lovit în halul ăsta? Ok. Sunt literalmente bullied aici. Hai mă, tu-și ceapăria ta asta și mine. Hai mă. Man, îmi place că dă asta, cum se cheamă, dă și ea healing sau ceva. Nice. Hai că a făcut o treabă. Did we do it? Yep. Yep, we did it, boyo. Okay? What? Oh shit. Stay back or you'll get hurt. Ooh. Cineva e hardcore aici. Cine este? Asta e capitanul ăla? Capitanul. Șeful. Ia ce mască faină are nebunul. Aia are Electro. E un fel de Pikachu. Pikachu edgy și cu cuțite. Nu-mi plac armele, să fiu sincer. Oh god. Iar presa, mă? Dude, presa mi se pare că e inamic mai mare decât literalmente inamicii. Săracu. Săracu Yuito. Congratulations, Private Sumeragi. Let's hear from him. Nope. Thanks. How do you feel? Bine că în viață. I'm glad we were able to defeat the other. Your first victory on your first deployment. Was it satisfying? No. Sau? I can't answer you very well myself. Please, ask the commander. Corect. No, aruncă totul pe el, săracu. Septentrion 7th class, Captain Septentrion. How did Private Sumeragi do? Both Yuito and Hanabi fought very well. Hai bă, Kaiba, știu că te descurci mai bine. Private Sumeragi was put under your command, Captain. Must mean that the top brass thinks highly of you. That's something you'll have to ask my superiors about. We're pulling out. The mission doesn't end until we get to Sumeragi. Ce-mi place cum îi pasează. Keep your eyes open. Understood. Eu i-am pasat la ăsta, ăsta îi pasează la mai mai mare, la mai mare nu sunt disponibili. Simplu. Cum să scap de gagii ăștia, lejer. Sign of the crows. Looks like they got their sights on Yuito this year. Oh. Place că le-a zis crows ca și cum aș fi ciori. Oh, stai, am trecut cine a fost. Every year, the crows latch on to whoever stands out among the rookies. He or she becomes their new star. It's gonna be rough here on out. Am înțeles. Își caută vedete presa pe care să le urmărească în continuu. That just means you'll be in the limelight. You may get tons of interview requests. Ew. Maybe they'll put him on the PR magazine like Arashi. Să mă pună pe cutia de lapte. Sau pe biscuiți ca Shelly. Yuito, I know it'll be a pain, but don't answer directly. Just evade any questions. Doar zâmbește și dă din mână, zi. Here they come. Oh, God. Oh, looks like Sugumi found the crows. Stai, iară chemăm. Okay, we'll keep this short. That's the end of this assignment. From now on, our orders will be sent directly from above. Întrebarea ce arme mai găsești? Am văzut... You can't refuse a deployment order. Hai, zic după. Go to the designated place at the designated time and carry out your mission. Okay. You can take on suppression assignments and training at your leisure, but don't slack off too much. Oh, deci extra questuri. They'll be here soon. We're jamming them, but it's just a matter of time. If you have any further questions, ask Wataru. Okay. Wataru. Captain, can I be excused here? I want to make a stop. You have to do it right now. Wouldn't you like to know? Yeah, yeah, fine. Do whatever you want. Okay, tipul ăsta devine puțin Love cam you, sus. Captain.
E puțin cam sus gajul ăla, n-am să mint. Ok, am vrut să zic ceva, dar am uitat complet și am vrut să zic. Fuck, dude. I didn't just say that for the press. Ah, gata, m-am zis. You two really did a great job. Mulțumesc. V-am zis că am văzut la cineva cum arată puțin jocul mai încolo sau ce puțin am văzut niște secvențe din alt gameplay și pot zic că ai niște iteme destul de faine mai încolo sau ceva genul ăsta, deci it's pretty nice. Oh, shit! Seto. The pampered Sumeragi kid. Oh, God, de ce este supărat? Wait, Naomi? Oh, my God, și-a găsit femeia. Oh, Nagi and Yuito! Naomi and Kasane, hi! Good job today! Good job, la ce? De ce-a făcut? Are you training rookies too? Yes, we got a bunch of cuties again this year, so I have to do my best. My guys are doing well. She's hey, cute. Hey, Kasane, was it? How was training? I think I did as well as I could. Dude, pare așa de moartă pe interior asta. Kasane? Wait. What is it, Naomi? Are you all right? Huh? Oh, I'm fine. I just saw you on Himuka TV. Cred că au văzut-o pentru prima oară pe sorsa zâmbind sau ceva de genul ăsta. Thank you. Puțin cam fost. Kyoka Platoon. Everyone except team leaders is dismissed. Team leaders, come with me to headquarters. Ah, fuck, adică și eu sunt inclus. Team leaders to headquarters. Cred că și eu sunt inclus în asta, nu? Parcă... Kasane? Oh? What? Have we met somewhere before? We fought an other together. Did you forget? Okay, Captain Obvious, no. Nu aia. Not that. So, you have a sister. You mean Naomi? Did you get hit in the head? You're weird. But your power was pretty good. Good luck. Oh, wow. Thanks. Stai ceva de genul, hei, a fost hey, mișto aseară, dar atât. So you're friends with the Randall sisters? No. If that seemed friendly to you, then you're weird as well. Tu nu zici că ai un fel de de-aia, cum o zice, nebună de-aia, cuțitul ăsta altă mică. I'll go back to headquarters with you. Eu nu vreau să dau pe Nagi cu mine. Am primit mesaj. That's nice, Yuito. That was just because she happened to see me do something good. Cineva e gelos. Kasane was pretty harsh though. I'm still jealous. If I had just gotten there a little earlier. Ok, man, nu trebuie să fii super gelos acum, ok? Conversaciones. O Vatru. Mulțumesc, Vatru. Asta ce? Members. Oh, asta e tot Vatru. Și... Oh my God. Oh, stai, trebuie să-i răspund la mesajul ăla. Am uitat că jocul ăsta are și chestii de vorbit, știi, gen comunicare și toate alea. Ok, man, am înțeles că vrei acum neapărat să... Oh, vorbim de relația mea cu cealaltă gagică care e aici. Dude, cumva începem să facem o chestie în stil persoană aici, trebuie să ne căutăm prietene și shit. I mean, va trebui să alegem. Nu e atât de simplu. Iar opțiunile sunt destul de vaste. Destul de interesante dacă mă trebuie pe mine, așa că cu siguranță nu o să fie simplu. Aia e toată treaba. Mă, sincer, îmi place designul pe ce. Eu? Ok, eu sunt serios. Sincer, încep să nu mai... Să mai mă atragă chestia asta de haină, mi se pare puțin cam prânaia. Adică asta roșie era nice, dacă o să-mi pasă default momentan. Fashion debut. Ok, avem un save. Băgăm și un save să vedem ce rezolvăm. Și să vedem dacă au adus ceva loot. Nu știu dacă magazinele se adaptează sau trebuie să duci în alte zone ca să verifici, știi? Gen, mă gândesc să nu fie nevoie să trebuie să mergi în alt oraș ca să obții alt tip de loot. No, pare la fel. Pare la fel. Ideea că nici nu pot să compari, cred. Nu, nici nu pot să compari. Nici nu pot să compari, aia e.
Am crezut că poți să compari și itemele ca să vezi dacă e cea mai bun, să văd dacă cumva ce avea ea era mai slab, dar cred că iar oricum itemul, tipul ei de item are altfel de armă. Nu știu dacă caracterul ăsta poate să suporte alt tip de armă. Oh shit. Hey, it's Major General Karin Travers. E Karin. Keep your voice down, you idiot. Private Yuito Sumeragi. Yo, salut. I heard you were getting chased around by the crows. Uh-huh. Yes, sir. They're just like mosquitoes in the winter. Powerless, but annoying. So use them instead. It's easier to climb the ranks with some notoriety. Oh, deja să fii șmecher la TV. Seto's leadership. Anyway, keep at it. I expect big things from you. I thought you still got your stuff. Major General Karin apparently has had an eye on your talent since you were still a cadet. Oh. What? Mă știa de ceva timp. Yes. A Septentrion first class thinks you're promising. Don't let him down. Major General Karin's faith in me. It doesn't seem to be because of my brother. He doesn't seem the type. Oh, okay. Crap. I can't stop myself from smiling. Anyway, could you go report General de Zimbet Cartin? I'm going to go check on Kagero. Why? It seems like he stayed behind in Kikuchiba, and I'm a little concerned. Oh yes, and Nagi. Oh, poți să muți asta, n-am știut. Write and submit an incident report immediately. Oh. Wow, a Septentrion like Karin knows you. Oh my god, mă știe. It's so amazing that you managed to get his attention. Yeah. Cred că dacă îl loveam după ceafă, puteam să iau atenție, mai să captez atenția mai ușor. Finally here. I got so tired of it. Că e fată la distanță. Să dai water. Hurry up and give me your mission report to put on record. I want to get this over with so I can go play some games. Oh, știu cum e. Oh, mi-a dat mesaje instant. Wait, what? Distress signal. We have to go. Oh. I'm coming too. You were told to write up an incident report, Nagi. Oh shit. Yuito is going. Nu contează, mă duc eu cu ea. Hanabi, please go see Wataru for me. Ah, fuck. And could you help Nagi write his report? Dar am... I'll head over to Mizuhagawa. Dar... What? Oh. Yuito, be careful. It must be bad if Arashi is asking for help. You're backing me up. I'm counting on you. Dar trebuia măcar să luăm pe cineva cu noi, era fine. Ok. Be careful, Yuito. Oh, taci din gură. Oh, aici mai e altceva în magazin? Ia, lasă-mă conversația aia. Nu, sunt aceeași lucruri. Deci văd că shop-ul e același. Same quest. Oh. Asta e interesant. Cred că aș putea să fac și niște quest-uri secundare, mă gândesc eu că ar fi o treabă. Wait, stai așa un pic. Oh, aici... Oh, fuck off. Am apăsat puțin prea tare și m-am dus aerea. Ok, move to construction site. Sau so, cred că e pe zone, știi? Gen, asta e prima zonă, n-are nimic interesant, atunci mai departe în altă zonă, aia poate are ceva interesant. You know? Chestii și chestii. Momentan nu prea am înțeles care e faza cu lumea, gen ce sunt acești other sau ceva, dar sună ca și cum e ca în Astral Chain. Nu sau mai puțin. Oh. What the fuck? Brain crash. Oh. Disable enemies. Ok. Are multă viață asta, nu glumă. Hackerman. Oh, astea sunt fel de execute-uri. Mamă, execute-ul ăsta cât de blană sunt. Tare scurios dacă obținem puteri noi sau ceva. Dar asta sincer să fiu, e chiar foarte mișto treaba asta așa. Cred că am obținut că o sabie. Ceva resursă. Au pe aici, cred. Hey, Wataru, what's it like there? The extinction belt advanced while the city was being constructed. A lot of others came down and it became a dangerous area. There are no plans to restart construction. It's a forgotten ghost town. Oh shit. Îmi place că am avut doi deodată. Oh shit, itemul ăla e galben. Nu știu ce e aia, am crezut că e ceva mai special, dar nu e, chiar nu știu ce e. Item. Oh my god, ce am dat-o înapădea peste cap. Nu, dar e așa de nașpa că nu mai am acum cu echipier de la care să iau puteri.
Да, защото знае обекта ни. О, левел ап! Обтей нещо, че е дуд. Как обтениш един левел ап, как айтеме, нещо сигур. Пара фи чова дженул аде да лукру. Опа. И аз ще да файн път, като те уиш, че айтеми е да пожелаш интроната да трезеш ке арумката на капо и на миколи, ако ти е дуд левел ап, да ни каериш и каузе за отора да дамедж. Se încerca că este cea mai distractivă parte. Sau felul cum reacționează inamicii atunci când le dai câte una. Uh-oh. Weak points. Ok. Outer shell. Oh shit, stai așa un pic. Yo, vino înapoi, vino înapoi, vino înapoi, vino înapoi. Fă-te că vin coace. Oh fuck. Încă puțin. Mamă. Da, i-am dat-o. Oh, shit. Ok, n-aș că ia ceva să se trezească de pe jos dacă e sau ceva. Dar, mă jur, damage-ul pe care l-am cauzat acolo e ceva. Oh, shit, vine. Oh, shit, vine. Nu cred că mai am energie, nu-i așa? Care-i faza? I-a spart aia! Headshot! Nu? Nu mai am staminoasă. Are ceva ciuperci pe spate sau mi se pare mie? Ok, părea ca și cum are ceva ciuperci dubioasă pe spate sau ceva de genul ăsta. Doar părea. Ok, e ceva aici. Ok, că e doar ăsta. Nu cred că îmi dă ceva în plus. Ea, nu dă nimic în plus. Mă gândeam că îmi dă ceva în plus, dar nu-mi dă. Iar de item nu e niciun item, deci înseamnă că am o dreptate. Era doar așa o chestie de folosit. Ok, ia să vedem acum dacă e cum cred eu cu itemele. Ok, e și ceva aici. Stai așa un pic. Oh, mai multe iteme, stai așa. Și am dat foarte multe iteme. Muzica din joc, sincer, să fiu destul de bunicică. De obicei, un lucru ce mai mă poate ține într-un joc, dacă zicem că jocul nu-mi place, e muzica. Ok, hai să vedem aici ce. Ia, nu, dar sunt căsă aceeași iteme. Este puțin cam ciudat. Părerea mea, e puțin ciudățescu, știi? Gen, ce măsa? Dacă e că e efectiv... Oh, ce e asta? Accept. Oh, astea sunt alea. Sunt itemele. Ok. Am și un save dacă tu sunt la capitolul ăsta. Și... ia ceva să salveze, sincer. Mai țin minte că era un joc odată de stăteai în save screen atât de mult încât literalmente îți venea să nu mai stai niciodată. Hi there, new guy. Right on time. Arashi. Nu știu pe asta. Yeah, sure. Of course. At your service. Are o drujbă? Agent rank don't mean much here. Are o drujbă? Oh, okay. I would like to help as well. Good answer. Gemma, connect Yuito to the SAS. Ce-mi dă oare? Yo, ce mișto e gadget-ul ăsta. Dă cu pumnii, gen. Arashi, can you use your hypervelocity to get behind the target? Zai șef, oare? Can you get hazard pay? That's something you should take up with Major General Fubuki. Fubuki? Vreau să văd cum face. Sper că e un cinematic bun. Îmi plac animațiile din joc cum sunt, de sper. Damn. It's the crows. Ah, fuck. Unde încurcă? Cred că de fapt presa e de vină aici cu ăștia. I'm gonna give it my all. Oh, trebuie să-și păstreze imaginea sau ce? What's with that drone? It totally gave us away to the others. It happens. The crows have a right to use their drones to broadcast. Fucking chori. But I know how you feel. All right.
You guys promise to back up my story later, okay? Cred că vrea să distrugă drona aia sau ceva. What? For real? Arashi, you're going to be reprimanded. So get your story straight and back me up. Okay. Yuito, your power is psychokinesis, right? Use their remnants as you see fit. You can drop any crows that show up after, too. Okay. Don't say I didn't warn you. Hai, să avem probleme cu presa după. Sass velocity. Ui. Și mai avem una. Ok, hyper velocity. Ui, what the fuck is a world of? What the fuck, man? Oh, schnitzel. What's that shit? Skrelokinesis. Don't make it sacrifice be in vain. But you're the one who knocked it down. Hey, I just answered Yuito's request. What? Ok, aia a fost tare. Nu se face gagiu, dar dar puterea lui Arashi e mișto. Păi speed băgăm, nu? Gen hyperdrive. Iar aia altă, cred că e pur și simplu defensivă. Shit. Pus puțin defensiv aici. Da, ce de nu prea există combo-uri, cam asta e cam singura chestie, sau ce obțin combo-uri nu sunt așa de flashy. Dar ideea e că poți să combini putere, asta face lucrurile ceva mai mișto. Nice, ok, am spart capul. Probabil de dat și executed, dar n-am mai putea să dăm execute. All done. Ugh, that was way too much work. I don't feel like doing anything now. Da, știu cum e. What are we gonna do about destroying the crow's drones? Intentionally interfering with their reporting is against military regulation. We accidentally mistook it for an other and destroyed it. It happens. Got it? True. Yes, it was an unfortunate accident. Though I'm not sure how I feel about this. Nu știu să zic de asta. Hai, toate merge. All right, we'll leave it at that. Îmi place că ăsta e de acord complet imediat, gen. Yes. It is what it is. Hey, Gemma. What? Your leg. You look like you're limping. Did you get hurt? No. Oh, you're right. This isn't good. Running into more others now would be bad news. I'm fine. Oh. If you're limping, you must be in pain. We should at least do some first aid. No, it's dangerous out here. We need to move. I know a place. My family has a unit around here we use as an emergency shelter when we travel to Ceyron. We should be able to treat you safely there. Say a kiss, yeah. That's great. Show us the way. Copy that. I'll send you the coordinates now. Deci cred că poți să ai patru în party până la urmă. Okay, you're right. That is close. Gemma, you just have to tough it out until we get there. I'm fine. I'm fine. Stop it. I know you and you're always pushing yourself too hard. Iar am sigur că e genul ăla de personaj, gen, oh, stai liniștit, îmi pierd mâna, e ok, just a flesh wound, știi, adică nu e nimic, doar o mică zgârietură, dar totuși. So this is the Sumeragi Family Evacuation Unit. It's a lot fancier than your standard unit. You think so? I know, we should tell Seto about this place and make it a safe house for Seto Platoon. It's like a little hideout. It feels perfect. What's a safe house? It's like an evacuation site each team has that's separate from headquarters. OSF refers to them as hideouts. They come in handy when we're faced with casualties like today. This is like a safe point. Oh, that's right. Gemma, let me see your leg. I don't feel like the safe point. You're not fine at all. Look at all the blood. Stop trying to tough everything out.
I wasn't doing it intentionally. I just couldn't feel the pain because of all the adrenaline. True. Yeah, yeah. Anyway, Yuito, you looked comfortable with medical treatments. I'm impressed. I had health problems as a kid, so I have a lot of experience taking care of my own injuries. I see. I'm sure your parents were pretty busy. Yeah. You know who my father is, and my mother was killed by another when I was five. We had a maid at home, but I just got used to doing everything on my own. It's good to be independent. Though not sure that's very convincing coming from me. Yeah, you could learn to do a few more things on your own, so Major General Fubuki won't have to worry so much. Huh? Major General Fubuki? What does he have to do with Arashi? Dude, când au Fubuki, mă gândesc la tipa din One Punch Man. Fubuki and I are siblings. What? Oh. You're the Major General's younger sister? The other way around. You can't judge anyone in the OSF by our appearance. I'm Fubuki's older sister. Okay. Arashi has the potential to rival even the Septentrions if she stops slacking off. How rude, Gemma. I just hate wasting my energy. What do you say we rest here? Even if we go back to Suo, all that's waiting for us there is paperwork and nosy crow news interviews. Hello, everyone. Oh, Hanabi, a venit. Aren't you the daughter of the Ichijo OSF hospital chairman? Captain Arashi Spring? No. Call me Arashi, please. Every year, you newbies have the same reaction. I'm sorry. Nice to meet you. I'm Hanabi Ichijo. The hospital is run by my uncle, who's the head of the family, so we aren't directly involved. Sunt pe clanul și șef de familie sau ceva. Both of us avoid connections to hospitals and pharmaceuticals. Hanabi, did you bring it? Yes, I brought medication and emergency rations. Were the supplies here in this unit that old? A lot of them were past their expiration date. I mean, my dad hasn't been to Ceyron in a long time, so I guess it's understandable. Oh! Don't worry, Gemma. The medication and bandages I used on you weren't expired. Nu ne-a dat nimic expirat. Thanks again for your help. You two seem close. Uh-oh. Did you know each other before joining the OSF? We're childhood friends. Not surprising the Ichijo and Sumeragi families would be acquainted. Well, you've come all this way. Why don't you stay and make yourself comfortable? Yes. Sounds like Arashi calls the shots. Well, pare a fi cea mai bătrână de aici, deci cred și eu că s-ar putea să fie. Orice, asta a fost capitolul 1. Bă, nu e rău. Adică, overall, nu pare să ne pregătească de ceva super masiv. Să sunt hideout-uri and standby phase. You can return to your hideout whenever you want. Returning to hideout will recover your HP. You will not be able to return to the location if movement is limited. You can talk to your teammates in the hideout. Ok. The interval between main story is called a standby phase. Suntem între capitole. Phase, standby phases always start at the hideout and you are free to move. If you want to progress the main story, check the table in the hideout. Okie dokie. Organize party. Ok. Asta poți să pun la TV. Putem să luăm parte aici. So a lot of people call her lazy Ara. Asta cred că e ceva de bonding. That suits her perfectly. Bond episode. Oh, deci putem face și relații aici de genul ăsta. Mă întreb cum dacă ai unul de să salvezi aici sau ceva. Oh, ai. Dar nu e dubios să avem un gadget aici care doar stă. Oh, ok, are loot aici. Ok, omul meu are loot aici. Stai un băț pentru ea. Asta e o chestie pentru mine. Bățul ăsta pentru ea... Ah, am deja de ăsta. Am tomul rămas, cred că am cumpărat una de greșeală. Ia, cred că ar trebui să vindem una. Ia, I'm gonna sell one. Avem deja una, n-am ce face cu ea. Asta ce sunt? Oh, asta se pus pe spate. Bunny ear device white. 3000 de biștari. Păi că nu poți să vezi cum arată ce vrei să cumperi de aici. Deci visual sunt numai astea. Ia e și exchange. Poți să faci troc. A, ba nu, dai la schimb pentru niște chestii. Am înțeles. Ah, uite ce sunt multe chestii. Owned zero. Și putea să iau asta și îmi dă... A, uite mă că scrie jos acolo. Dacă e plus 3. Ok, am folosit niște chestii. Close the current tutorial. Și am folosit niște chestii să-mi pun o sabie nouă. Ah,
Uite, și la astea ar fi dat ceva în plus, dar ne trebuie, uite, în Battle Record B. Oh, ok, 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 asta e drăguț. Păi că din nou nu pot să văd ce astea sunt. Shield goggles, white goggles, ear bunnies. Și cam atâta. Ah, arată și oameni diferit sabia, sau? Cred că sunt doar eu nebun. Sunt nebun? Am nebunit? Am dus? Nu, tot asta e. El folosește o mănușă și are o drujbă. Interesant. Power Enhance, sure. Oh, și are o tactică, e battle, oh, ei nu mai am să-i pun o de aia. Nu știu ce vizuale pot să-i pun. A, pot să-i schimb geaca, nu-i mare schimbare de geaca. Îmi faci mai roșu, arată mai nice. A, și este le pot spune oricum ca și celelalte. Am uitat la el dacă avem ceva în plus. Full roșu sau full de-astea. Iată, n-ai și așa, cu tatuaje și drăcii, dar lăsăm așa. Overall, destul de mișto. Deci avem și un fel de bază principală, dacă e să luăm așa, ceea ce e destul de interesant. Dar oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Scarlet Nexus. Dacă v-a plăcut și vezi des mai multe videouri de acest gen, știți foarte, foarte, foarte bine ce aveți de făcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!